Aquatim SA întrerupe astăzi furnizarea apei pe mai multe străzi din Timișoara, dar și în câteva localități din Timiș. Întrerupem furnizarea apei pentru remedierea unor avarii pe străzile Armoniei, Mureș, în cartierul Plopșin, în Săcălaz, Bencecu de Sus, Recaș, Udvin și Lovrin, în zona Satul Nou, transmit reprezentanții Aquatim. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, astfel clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă.